Chiar dacă niciodată nu ai citit Biblia, sau poate sporadic ai răsfoit-o, aceasta nu înseamnă că această carte minunată trebuie să rămână departe de tine. E un timp potrivit pentru ca să te apropii de Scriptura și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Tendem să te așezi undeva confortabil și dăm voie ca să-ți lecturezi capitolul al 5-lea din Evanghelia după Luca, timp în care mă rog ca Dumnezeu să vorbească inimii tale și să te ajute să înțelegi adevărurile spirituale care sunt cuprinse în textul acesta. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Aș vrea să observ, dragul meu, autoritatea pe care Iisus o are asupra naturii. El doar își trimite ucenicii să pescuiască după ce au încercat tot ce au știut ca pescari experimentați. Lacul Genezaret mai este cunoscut ca și Marea Galilei. Acolo ucenicii pescuiau deseori, cunoșteau locul acela. De data aceasta însă se întâlnesc cu puterea lui Dumnezeu care schimbă ordinea, care schimbă contextul din natură. Petru este copleșit, este uimit. Scriptura spune că este îngrosit chiar, este cuprins de spaimă pentru că e conștient acum că stă în fața aceluia care este stăpân peste toată creația. În momentele acelea, Petru se aruncă la picioarele Domnului Iisus, este venerație și groază totodată, își dă seama că este înaintea lui Dumnezeu. Morala acestui pasaj este una foarte clară, foarte spirituală totodată. Iisus îi spune lui Petru: eu am capacitatea să aduc un alt seceriș. E vorba de sufletele care aveau să fie răscumpărate de sub puterea păcatului. Și aici, în textul acesta, Petru, cel care avea să vină, Marele Apostol Petru, este chemat pentru Iisus Hristos ca să se alăture în misiunea aceasta de a le arăta oamenilor calea spre Dumnezeu. Și vom vedea lucrul acesta și la sfârșitul capitolului, când are loc chemarea lui Levi, a vameșului. Haideți să citim acum două dintre minunile pe care Domnul Iisus le face în același capitol. Sunt două minuni care sunt niște lecții sublime și care ne învață cum putem noi să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Iată prima minune din lista aceasta. Domnul Iisus îl atinge pe leprosul acela. Luca, autorul acestei evanghelii, este un doctor.
El ca medic știa foarte bine că nu te atingi de un lepros. Legile sanitare din Vechiul Testament erau la fel de precise precum sunt și cele de astăzi. Evitați contactul cu oamenii infectați cu virus. Iisus îl atinge pe leprosul acesta. El arată că cunoaște nevoia celui om în primul rând de atingere, de apropiere, de încredere și arată că de asemenea ca Fiul al lui Dumnezeu este deasupra puterii infecției oricărui virus. În textul acesta, Iisus arată dragoste, arată apropiere față de omul acesta și totodată arată puterea lui Dumnezeu de vindecare. Cea de-a doua minune este vindecarea unui om neputincios. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, de pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele sunt iertate. Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate? Sau, a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică. Ziceau, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Este extraordinar de observat în textul acesta. Oamenii aceștia care se uitau, care analizau ceea ce Iisus spunea și făcea, nu erau gata să creadă, nu erau gata să accepte. Iisus știe că ei nu sunt gata încă să înțeleagă că El este Fiul lui Dumnezeu. El făcea minuni, oamenii aceștia se gândeau, poate mai sunt și alți profeți din Vechiul Testament prin care Dumnezeu a făcut minuni. Dar de data aceasta, în textul nostru, Iisus se adresează slăbănogului aceluia care era pe moarte și îi spune mai întâi de toate, păcatele îți sunt iertate. Moment în care oamenii aceștia se inflamează și spun, nu se poate așa ceva, cine poate să ierte păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Și acum e momentul în care Iisus își arată divinitatea sa. Și acest text este cel mai puternic argument în favoarea divinității lui Iisus Hristos. El spune, ca să știți că Fiul omului, că Iisus Hristos poate să ierte păcatele, îi poruncește acestui om să se ridice și singur se ridică în picioare, își strânge pătura, rogojina, patul cu care a fost adus acolo și poate să meargă mai departe mărturisind minunile lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne îndoim nicio clipă. Iisus Hristos e Cel care vindecă, dar este și Cel care iartă, este Cel care stăpânește natura, este Cel care va veni încă o dată ca judecător al lumii întregi. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Morala este simplă. Dacă te crezi neprihănit, dacă te crezi un om bun, dacă crezi că faptele tale, experiența ta, cultura ta, erudiția ta, dacă crezi că este ceva din meritele tale ce te poate salva, vei rata șansa binecuvântării lui Dumnezeu, pentru că Iisus spune, eu am venit pentru cei care își cunosc păcătoșenia.
care nu se dau neprihăniți, ci spun, ai milă de mine, Doamne, pentru că am nevoie de iertarea Ta. Ei i-au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul cât mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Adminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Adminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, ci zice, este mai bun cel vechi. Cărturarii și farisei care erau prezenți și care analizau lucrarea Domnului Iisus Hristos, așteptau momentul ca El să greșească. Căutau să-i bage vină, cum spunem noi. Ei bine, au văzut la un moment dat că ucenicii lui Iisus nu erau niște asceți precum erau ucenicii lui Ioan. Și au început să-L critique pe Iisus pentru faptul că ucenicii lui nu posteau precum ucenicii lui Ioan. În schimb, Domnul Iisus Hristos introduce aici un subiect important și o învățătură esențială. El spune, misiunea mea pentru care am venit în lumea aceasta este o misiune nouă. Eu n-am venit să copiez ce fac alții. Eu n-am venit să imit sau să vă reamintesc despre Moise sau despre Ilie sau despre Elisei. Eu am venit aici cu o misiune specială. Nu am să o aliniez eu așteptărilor voastre. N-am să încerc eu să imit tradițiile omenești și ritualurile inventate de oameni. Și Iisus spune, toate formele pe care le-au inventat oamenii în religiozitatea lor sunt doar un burduf vechi, în care nu poți să torni vinul nou, pentru că acesta va fermenta, va plesni, va face ca burduful să crape. Ei bine, învățătura Domnului Iisus este următoarea. Ceea ce El a venit să aducă în lumea aceasta este o relație nouă, o trăire sub călăuzirea și ungerea lui Dumnezeu. Nu tradițiile, nu formele, nu ritualurile sunt cele care ne împacă pe noi cu Creatorul, ci modul în care noi cu inima deschisă punem viața noastră la dispoziția Lui și spunem, Doamne, vino și locuiește în mine cu prezența Ta, pentru ca Tu cu viața din Tine să-mi dai putere să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Abia aștept să ne vedem și mâine și împreună să citim din cuvântul lui Dumnezeu, Cel care hrănește sufletul, ne dă viață și ne dă înțelepciune pentru a trăi în neprihănirea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de El!